A venit vara și odată cu ea au venit vacanța și concediile. Buzoienii, în funcție de fondurile pe care au reușit să le pună deoparte, își aleg cu atenție destinația pentru a profita din plin de ceea ce li se oferă. Buzoienii sunt foarte, cum să vă spun, citesc foarte bine înainte programul pe care și-l fac. Deci ei au fost educați de atâția ani de zile și știu ceea ce vor. Chiar vorbesc foarte serios când spun treaba asta vis-a-vis de alți turiști care i-am de la alte orașe, prin București, după Ploiești, care nu prea gândesc mult, dau bani și pleacă. Nu, buzoianul calculează, își calculează bine în funcție de banul care îl are, locația, își calculează hotelul și întotdeauna, anul următor, caută ceva în plus. În ultimul timp, pentru buzoieni s-a limitat segmentul intern, adică turismul intern de pe litoralul românesc. Încercările hotelierilor de pe malul mării de a revigora apetitul pentru plajele de la malul Mării Negre au eșuat, atât timp cât utilitățile sunt învechite, iar serviciile lasă de dorit. Buzoienii se îndreaptă în special către stațiunile din Turcia, Bulgaria, Italia, Spania și, de preferință, Grecia, unde de cele mai multe ori sejurul este mai ieftin decât la noi. Faptul că Grecia trece printr-o situație dură de criză nu a descurajat turismul spre Elada, care, dimpotrivă, capătă o tot mai mare amploare. Totul se desfășoară normal, din contră, avem solicitări pe anumite hoteluri la care nu mai găsim locuri libere și atunci suplimentăm, facem fel de fel de demersuri și chiar mă bucură situația care e în Grecia acum, măcar să fie vreodată și pe aici, și chiar mă bucură faptul că ăia știu ce vor. Vis-a-vis de turism și vis-a-vis de treaba lor, până nu ne interesează. În altă ordine de idei, Tasosul e vândut din octombrie-noiembrie. Acum avem o grămadă de solicitări pe Tasos, pentru că e foarte aproape de România, sunt circa 700 de km până acolo și n-ai unde să-i mai bagi, pentru că e o insulă mică. Și am început să-i redistribuim pe Cavala, e o stațiune chiar în nord de Tasos, la câțiva kilometri, Alchidiki e plin, Corfu la fel, Zakynthos la fel, Rodosul, de fapt, se desfășoară ceartele normal și chiar mai căutăm locații de 5 stele și nu mai sunt locurile ocupate. Atena, despre care se zvonește că ar avea probleme mari, hotelierii fiind aproape de faliment, este doar o destinație turistică pasageră. Turiștii se opresc aici doar o zi sau două pentru a vizita vestigiile și bazarul. Ceea ce poate crea neplăceri vizitatorilor sunt grevele dese care paralizează transporturile pe perioade de timp mai scurte sau mai lungi. Grecia arată totuși aceeași ospitalitate și amiciție față de turiști, pe care îi primesc cu atenție și le oferă cele mai bune servicii. Tocmai de aceea, destinația preferată a buzoienilor în această vară este Grecia.